Bună seara, dragă comunitate! Astăzi o să am un live alături de Dumitru Talmazan și o să discutăm despre digitalizarea afacerii. Ce înseamnă asta? Poate sunt sigură că mulți dintre voi nici măcar nu știu ce ar însemna digitalizarea afacerii și noi am decis că live-ul anterior cu Dumitru a prins bine și de ce să nu încercăm să-l facem și pe ăsta la fel de bun și frumos ca și data anterioară. Dacă aveți întrebări despre online, despre cum să vă manifestați acolo, cum să vă găsiți clienți, cum să vă dezvoltați afacerea, atunci acest live este pentru voi și vă îndemn să-l urmăriți. O să salvez acest live neapărat. Și dacă sunteți cointeresați și rezonează cu voi, atunci haideți să pornim. O să-l Am să aștept să vină și el în live și neapărat așteptăm întrebările voastre cu referire la tot ce înseamnă mediul online. Bună seara! Bună seara! Do you hear me? Yes, I do! I can't speak in English. Are you from UK? Yes, I am from UK. No, I'm from Republic of Moldova, but actually I live in UK. Okay. Okay. London is the capital of? Great Britain. No, England. Okay. Bun. Bine ai venit din nou la mine în ospiție. Arătați foarte bine. Mulțumesc frumos. Ați bine. Eu vreau să vin în compania ta întotdeauna să fie o echipă de asta frumoasă, că lumea știi cum? Corespund. Nu s-arăți toți ca tine. Știi, măcar cineva din noi doi s-arăți bine. Olicica, noroc, noroc la toată lumea. Ce mai faceți? Cum la voi? Cum la noi? Da, povestiți. Noi cu Dumitru astăzi ne-am pus scop să discutăm despre digitalizarea afacerii. Știi, Dumitru, ce m-am prins eu pe gândul astăzi? Că noi tot vorbim cu termenii ăștia super complicați. Digitalizare, afacerii, extindere, nu știu ce acolo, lobare. Termeni care multă lume se uită la noi și gândește, băi, și cu dânsii, ce înseamnă digitalizarea afacerii? În genere, afacere. Asta este chiar și activitatea de a fi influencer, tot este o afacere, ori asta deja intră la un fel de freelancing, dar freelancing-ul este afacere. Mai scurt, întrebări sunt și eu vreau să le răspundem pe toate, așa că am să te las pe tine să te introduci, iar de fapt, pentru cei care nu știu, Dumitru Talmazan este unul din, să zicem așa, maestri în domeniul online și tot ce înseamnă toate schemele astea de lucru, dar tu te-ai dus, da? Ai plecat. Uha de Crasiva. Da, pentru cei care nu ne cunosc, mi-a spus Dumitru Talmazan, cu drag, azi o să discutăm despre afacere. Dacă să înțelegeți prin prisma la ce eu azi să mă exprim, este 7 ani de activitate în domeniul antreprenorial și digital. Sunt expert certificat Facebook, sunt certificat MBA în UK. Și deja de 6 ani am o agenție în Republica Moldova de digital marketing, ca sub digital team, școală, Talmazan School, care are peste 2000 de absolvenți anual. Avem agenție în Chicago, Digital We Do, am deschis un proiect nou cu un partener acolo și avem câteva proiecte ca Prom Capsula și care ne plac tare mult și sperăm să auziți de ele curând. De aceea azi despre digitalizare ca digital voi vorbi ca expert în digital marketing, iar despre afaceri voi vorbi ca antreprenor care administrează 4 proiecte cu un total de angajați peste 30. Uite, trăim în era, așa, am mai vorbit despre asta și de milioane de ori, dar totuși, trăim în era în care, într-adevăr, toate afacerile, mare parte, bine, nu 100%, dar o mare parte deja au trecut pe partea de online și totuși lumea se întreabă, nadolgă li? Sau oare asta chiar e viitorul și în scurt timp toată lumea va avea magazin online, nu știu, showroom online și tot așa. Da, cei care ne privesc, dacă este posibilitate, puteți scrieți, sunteți antreprenor, pur și simplu angajat,
student, freelancer, cetățean a țării în care sunteți, ci care este statutul vostru cu care voi vă identificați? Ca să înțeleg pe cât de relevant sau cât de, care zone putem noi să le atingem. Cine este prezent? Dacă se poate să ne dați 2, 3, 4, 5 feedback-uri, că inimii are de-am ne-ați dat. Așa, Guța e angajat. Așteptăm lumea să ne De spună. întârziere, dar angajat, student, angajat. Așa, Aici hai. este gen, știi, angajați, vorbim despre antreprenoriat, sunt angajați care să devină antreprenori sau angajați. Apropo, știi, este o fază că abilitățile antreprenoriale în chipul unui angajat fac cel mai bun angajat al companiei. Adică care poate să gândească antreprenorial, el este cotat mult mai mult, pentru că el înțelege nu doar capatea țudă de abeda, dar el înțelege conceptul, rolul lui în toată masa mare a activității, indiferent online sau offline. Dar vorbind de partea de digitală, specialist marketing, salut, super! Vorbim despre partea de digital marketing, să vorbim despre partea de digitalizare a afacerii. Aici, totuși, noi vorbim din momentul că există două realități. Prima, nu avem încotro, că asta e realitatea cea mai dură. A doua, într-adevăr, azi la oameni le este mult mai comod în foarte multe industrii să interacționeze online decât offline. Există excepții, dar totuși omului e comod, este așa moment, comod. Și dacă tu ca business activezi în domeniul, nu știu, care poate fi livrat, un domeniu care poate fi, are nevoie de informare în masă, probabil va fi foarte costisitor și foarte mult ca tu să mergi de la ușă la ușă, de la casă la casă. În unele situații va fi ireal, cum a fost pandemia, eu zic că a fost de parcă eu trecut, cum e pandemia și în formatul ăsta tu n-ai încotro și e ca s-a întâmplat un gap că, din motiv că n-ai încotro, ori o fac calic, oamenii o fac așa, fără eficiență, dar cheltuie resurse, ori nu o fac deloc, pentru că habar nu are de la ce să înceapă. O, zic că în Instagram trebuie să postez ceva, dar oamenilor deseori le este, așa, este un cuvânt în rusă, svojstveno, să ia concluzii în baza cum ei înțeleg lucrurile. Da. Nu-mi place Instagram-ul, Instagram tuftoa. TikTok, eu acolo nu-s, da, văpșe TikTok, pe că acolo n-are niciun sens. În Facebook nu e văpșe nici complicat. Citesc, găsesc, ei, de pe ce știu și eu. De ce? Adică, deseori, că acest filtru de eu strică tătă cașa. Pentru că formatul de online azi, pentru businessul în care voi lucrați, pentru businessul care e vostru, pentru potențialul vostru, apropo, și job title, una dintre cele mai cotate în Moldova și nu contează în care colț a Moldovei, a țării lor tu ești, social media managerul, un om care știe să fac postări, să fac text, să fac imagini, să fac publicitate, e ca mâine să scrie de lucru. E ca mâine de lucru poți găsească. Mai mult ca atât, deseori, în istoriile mele, oamenii aud așa sume precum 500 de euro, 1000 de euro, 2000 de euro în Moldova. Și spun, cum se poate făcut asta? Asta real se poate. Adică asta nu este o bulă care gen, mă tincă și o leacă, tipa, ca să brați 1000 lei, să brați 1000 lei, păprasi pe leiu. Respectiv, nu e despre asta. E despre conceptul în care, ca eu azi să-ți dau ție 200 de euro, asta e foarte real. Problema este că tu n-ai și în Danie. Adică oamenii care sunt la zona de digitalizare a cunoștințelor, pentru că afacerea presupune digitalizarea procesului, digitalizarea instrumentelor, digitalizarea angajaților, oamenii nu știu să folosească de calendar, dar afacerea vrea să aibă performanțe și zice că bai, noi încă pe foiță. Clienții îi ducem noi în carnețel sau în minte? Eu vopsit tot în minte. Eu, dacă vrei, zic ziua de naștere la tot neamul meu. Adică, dacă trăiești în această paradigmă, înseamnă că tu, strocineac, ai nevoie de digitalizare. Ca expert, ca om, ca reprezentant afacerii în care tu ești. Da. Deci, pentru prima latură, angajații care vor azi să-și găsească de lucru, mămici în decret, mămici a soților care au business. Eu zic deodată în target group, pentru că asta cel mai des la noi vin doamne, domnișoare, care au frați, soți, nași,
care au business și pe soțul îți gândesc m-a trimis la niște cursuri, tot dacă stau cu copilul și nu am ce face, știi? Dar asta de fapt este o chestie tare, tare faină, pentru că atunci când să zicem, o parte a familiei cunoaște o anumită informație, asta deja ușurează lucrurile, pentru că de obicei ce trebuie să fac soțul celălalt sau tatăl celălalt sau fratele celălalt, el trebuie să caute persoana asta în afară, iar atunci mai bine tu investești în angajații tăi sau oamenii care te ajută. Dacă își nasc și rezultat, măcar cunoștința să rămână, știi? Într-adevăr, este trendul ăsta că, pe de o parte, foarte greu de găsit oameni, dar pentru un exercițiu de imaginație, uite cât de aiurea să mergi pe direcția de insuficiență de resurse umane. Tu ești un business, ai 12 luni de activitate, tu angajezi un om, tu ai de făcut omul și la loc de muncă, masă ca un rozetcă. Tu trebuie să-i dai lui calculator, tu trebuie să-i plătești impozite, dar culmea, tu trebuie să-l găsești în primul rând. De ce serviciile sunt necalitative? Pentru că de obicei la interviuri așa mergi, vorbești, îi jiu, birom, potom nauci. Apoi că potom nauci, vine omul, el o lună de zile minim se adaptează. Deci el nu poți cere nimic de la omul este, chiar dacă el e adecvat, o lună de zile n-a așteptat nimic. Dacă el se învață, două, trei. Pe urmă, omul ăsta care lucrează SMM și la o companie, două, trei, obosește. Omenesc obosește. Nu câți poate promova prăjire. Nu în fiecare zi te trezești și tu devii clișeic. Tu ca expert, dacă lucrezi la o companie, la tine se primește clișeul deja. Și atunci, omul se concediază. O lucrat încă 2 luni după cele 3 care s-au datat, s-o concediat. Ca să găsești altul, tu mai cheltui o lună. Și crugom bigom, când noi am făcut analiza, 4 luni minim se pierd în an în care tu n-ai specialist. Tu pa n-ai om care la tine amuie sezonul, e ca muia, dacă nu amuie, niciodată, amuie atât de diaspora au venit, ori îi facem dinți la tăți, ori să așteptăm sezonul la anul de amuie. Respectiv, când tu ești în pană de idei de asta, ori tu o să plătești la agenții, dar agențiile sunt mai scumpe pentru că ele au un complex de serviciu, ori Da. tu trebuie să cauți un freelancer. Și e că aici noi întotdeauna recomandăm, tu ca antreprenor sau femeie ta, verișoara ta, nașta, ca un fel de rezervă n-ai copie. E că dacă n-ai bani sau s-a întâmplat un CP, măcar acolo un bus post, măcar o postare, o promovare, ceva, măcar. Cris ca lumea. Da, măcar. Sau minim tu să înțelegi și să șeri la omul care vine. Pentru că vine omul și din motiv că șeful zice că noi trebuie să muia și în online, în internet, noi trebuie în internet, respectiv, este acolo fetița și e care face postări. Și face ei? Unde e postează? La lucru vine, se duce, se duce. Și va acolo divizionare. Au intrat în Facebook, ceva postări sunt. Respectiv, e ca când noi vorbim de digitalizare, de ce noi și punem un accent foarte mare. Este că sunt două motive. Primul e comercial. Noi creăm produse și instruim oamenii. Al doilea este strategic. Dacă tu, ca specialist, să ai că oamenii care sunt aici, mulți stimații noștri ascultători, voi faceți reclamă pe Moldova, spre exemplu, și voi o faceți aiurea, voi ucideți banii mei. Pentru că atunci când tu așa, știi cum, abiziana s pulimiotăm. Asta e 1865 tetă Moldova, 30 dolari. E un fel de nepoňată. Da, și tu ai luat din audiența în care eu probabil targetam acolo țintit și dacă noi facem incorrect publicitate, noi încurcăm unul la altul mai mult. De ce odată ce oamenii o să știe să fac publicitate mai corect, o să știe să facă postări mai corect și reclama mea scoate mai ieftin. Pentru că oamenii vor fi mai sincron în momentul ăsta. De ce e că eu urmez două elemente, nebiscărâsnes, pentru că asta este domeniul, viața și afacerea noastră, instruirile, cursurile și programul nostru care noi l-am înregistrat și l-am lansat din 20, dar este și partea asta de, băi, nu se poate așa, nu poți tu să ai măcelărie în Chișinău și să faci promovare pe toată Moldova 1865. Cum argumentul că, da, dar oamenii doar vin și din sat și prin Chișinău? E că el a venit și se ducă la Green Hills lângă Botanica să cumpere de la măcelăria și ea. De ce aici e sens și e logic și e necesar să punctăm, să repetăm și să fim toți Da.
Fim cumva învățați, pentru că, de exemplu, eu, chiar dacă sunt și eu în domeniul online-ului de o lecuțică de timp, așa vreo 7-8 ani, am realizat, de exemplu, partea cu publicitatea și cu setarea și cu tot business managerul a Facebook-ului și toată chestia asta, doar după ce am trecut cursul tău cu Facebook Start, pentru că eu atunci am rămas șocată câte instrumente există și, de fapt, cât de multe greșeli, pentru că eu, înainte de a veni la cursul tău, am avut două afaceri. Și probabil dacă tu erai mai devreme în viața mea, eu cumva o lecțică altfel făceam publicitatea. Dar pe mine m-a învățat greșelile, m-a învățat foarte mult. Am pierdut prea mult timp Da. pentru a face aceste greșeli când puteam să le minimalizez și să merg în ținta publicului. Eu exact aceeași făceam. Moldova, Tesla. worldwide, știi? Și cumva o să zic, nu pot să zic că nu a mers deja peste mult timp, eu mi-am dat seama că trebuie de ales targetul corect, persoanele și așa. Dar iarăși, uite, chiar acum vine întrebarea prea mavlop, cum s-ar zice, cum se face publicitatea corect, Dumitru? Ce înseamnă? Și cât de mai... Salut, cum se face publicitatea? Svetlana, asta o să aflați la cursul nostru. Nu, dacă eu aș putea să dau, știți, eu am crescut pe informațional ca antreprenor pe o latură de content, odată o business model. Și eu nu înțelegem, deși îi dau atâta gratuit, e ca deși îi zic toate secretele, deși îi zic că oamenii nici nu fac. Și îi spun și nu-și fac greșcă. Adică, dacă ceea ce eu spun, voi deja faceți, vouă nu vă trebuie niciun curs, voi tata să înțelegeți. Dacă ceea ce eu spun în continuare, la voi simte că aici începe scârțe, nu tipa ca acium și respectiv aici înseamnă că trebuie să se apați un pic mai adânc și nici nu contează unde o să vină Svetlana, la Talmazan Dumitru, la Talmazan School, nouă, ni tot una. Respectiv, în formatul ăsta, publicitatea corectă pornește de la câțiva factori foarte importanți. Nu contează unde tu crezi că e Guinness te promovează. Prima întrebare este unde se află publicul tău țintă. E ca banal, da, dar asta e... Dacă el e înclasnic, și cazi tu în stories cu influencer. Dacă el este în stories în influencer, și cazi tu la televiziune. Dacă el e la televiziune, și cazi tu și în Facebook. Nu că nu trebuie și la televiziune, nu că nu trebuie să dai influencer, nu că nu ar trebui să facem Facebook. Există așa un termen în marketing care se cheamă Customer Journey Map. Este calea clientului. Clientul se află în patru etape de cunoaștere a problemei. În prima, necunoașterea problemei. El habar n-are că există implant de 700 de euro din ceramică cu nu știu și cu nu știu care. Când el nu știe, el nu poate să intre în Google și scrie implant scump din ceramică și cel mai bun. Nu scriu oamenii și ei scriu stomatologie Chișinău și gata. Respectiv, sau el nu știe de spirulină, amuietă știu și spirulină, dar 10 ani în urmă cineva știe de spirulină, numai și care îi făceau spirulină. Respectiv, când tu nu știi, tu nu poți să vrei asta. E ca mă, eu am zis spirulină și o parte din femei, da, apropo, spirulina tare bună, e verde și nu știu și tare negustoasă. Respectiv, noi vorbim de când omul a înțeles, e că el a înțeles. Eu trebuie să fac reclame. E că deși 3 ani în urmă, Svetlana nu și-a pus întrebarea asta. E poate și-o pus-o, dar să ne imaginăm că ca de Svetlana, care ne-a pus nouă întrebare, nu și-o pus întrebare. De ce? Dar pentru că era chestia, erau evenimente, erau offline, nu era durere. Când nu doare, noi nu căutăm. Când noi o început să înghimpi, noi, da, digitalizarea afacerii, Olga, ceva acolo, mai este, nu știu ce, respectiv, noi începem să mergem la a doua etapă, cunoașterea problemei. Și e că la această etapă, oamenii știu problema, dar nu știu la cine. Eu vreau pizza. Eu știu și pizza. Știu. La cine să mă duc? Tax, la cine mergem? Și omul și oamenii zică, Corso, Andis, Ialoveni, azi zic mai multe. Și ce o să influențeze la această etapă? O să influențeze brandul, o să influențeze experiența ta mai recentă. Și o să vrei tu? Mai un steak? Când zici steak, a spui, unde mergem? Mergem la Gălbenuș. Spui, și cu tine, acolo scrie steak de pui, dar așa nu-i steak de pui, așa e carne prăjită, așa nu-i steak. Eu zic, nu știu, toată viața am mâncat, dați-mi, vă rog, un steak la Gălbenuș, da? Pentru că oamenii înțeleg un steak așa, mergem la London Steakhouse în London, sau mergem la Buffalo, sau unde este steak. Respectiv, când noi vorbim de promovare corectă, eu percep asta ca moment de unu. Noi, în primul rând, trebuie să înțelegem că nu toți oamenii o scumpire. Și chiar dacă la tine a fost o femeie mult stimată, bărbat de 65 de ani,
o dată sau periodic. Asta nu înseamnă că trebuie să targetezi la 65 de ani. Și dacă tu vrei să lucrezi cu audiență și trebuie aparte campanii, dar, pe general, tu n-ai bani să lucrezi cu tăți. De ce eu deseori recomand voi să îngustați audiența? Spre exemplu, audiența mea sunt femeile cu vârsta cuprinsă între 30 și 45 de ani. Dacă eu aș avea un singur împușcătură, un singur glonte publicitar, Așa. eu aș alege la mămici cu vârsta de 35-45. De ce? Pentru că astăzi 30-40% din clienții mei. Adică eu știu că la mine sunt studenți, la mine sunt și antreprenori, la mine tăi sunt, la noi vine o femeie de la Orhei în fiecare seară la cursuri. La noi sunt oameni din regiune care vin, dar asta nu înseamnă că eu să fac reclamă la Orhei. Eu știu că regiunea mea este Chișinău și asta este poate diaspora. Și atunci eu știind unde e audiența mea, când fac targetarea, eu fac targetarea către audiență. A doua etapă este mesajul. Și noi arătăm. Greșit este să arăți și la femei, și la bărbați, și la 18, și la 65 de ani același mesaj. De ce? Pentru că noi avem așa exercițiu. Haideți să vindem o casă. Cum vindem o casă la o femeie? 470 de metri pătrați, din beton armat, da, cu cotileți ploschi, Nu, nu, rifloane. Da, noi femei spunem complex rezidențial în inima locativ. lui Chișinău, cu 730 de metri de aer panoramic Cu și parc alături și teren de joacă, grădiniță, infrastructură, nu știu. securitate, exact. La bărbați, noi nu că nu sunt bărbați. Eu spun mereu că eu am avut agenții de nunți și eu am avut din tăți nirii, vreo patru niri la care invitația de nuntă o decis onirile. E că el spune, este te alături și spune, Violet, Horbuțica, asta, textul, asta, textul, este smirea, asta, te, și zic că gata, a mers. Respectiv, dar în principiu asta decide femeia. De ce bărbaților noi probabil o să-i spunem că metru pătrat de 890 de euro și el, femeia, dar, nu știu, noi casa avem, dacă e metru pătrat, habar n-am. Chiar dacă sunt femei care în primul rând să uită la metru pătrat. Da. Există cu teploizolații, o să fie femei care întreb, dar voi cu asta, penoplast spuneți sau sticlovată? Deci contează de cum, una respiră, una nu. Respectiv, dar în principiu la bărbați noi să vorbim mai tehnic. Că garajul e de două mașini, că e 2,20 și la zic, nici figa să păstruiesc să punem atâta căldură de 1,80 mai sus. Respectiv, în sensul ăsta, pentru că noi odată, noi avem promovare și consultanțe și noi jumătate din complexe din Chișinău noi le-am promovat, am avut ocazia să fiu în consultanță la câteva companii mari de construcții, development și noi erau, nu odată fraza asta, tipa, managerul merge și prezintă și spune, uitați-vă, 2,30 perețe. Și femeia, așa, vitralele mari, și așa, înalt, și de bărbat, tot știi că și de căldură să trebuiască. Adică, noi, de ce e mesajul diferit? Vizualul. Vizualul, понятно, що жінки продають і мужчинам, і жінкам. Але totuși vizualul la bărbați, el poate fi diferit decât de femei, de dorit. E că noi am văzut o publicitate interesantă de casă pe Traian, în care se vând apartamente, dar adresarea e către bunei. Investește în nepoții tăi, cumpără un apartament, da. Adică e tot țintire în inimă. Eu m-am uitat, eu m-am calibrat, eu nu-s bunel. Dar eu am văzut, e și precolă, adică ei au țintit concret în oameni care probabil au venit în Moldova, ei din de acolo și zic, băi, des eu la nepoțul una cuvartiră. Doar dacă la Italia și unde am mai lucrat acolo, am făcut un ban, des să investesc în nepoți. Sau, nu odată ați văzut mesaj în care spune, investește în imobiliare ca activ. Nu ca să trăiești, ca să faci business cu asta. Cumpără-ți trei de astea, tepla malalitrașche și dă-le în arendă. Și respectiv, când noi vorbim despre publicitate, totuși eu sunt de părerea că publicitatea, setarea asta, next, 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 monkey job-ul ăsta, всех можно научить. E că ce am vorbit acum stă în fundamentul deciziei. Și postez, unde postez, de și postez, pentru cine postez, cum arată asta și cu dânsul. Dacă, spre exemplu, Tomo era îmbrăcat într-o rochie de piele, cu așa o pliotcă în cui acolo care stătea, apoi oamenii aveau zic, a ce îmi se niște webinar? Tu deodată le dădeai de înțeles că Simonia bude josca. Dacă, adică, cum noi folosim acest vizual, audio, miros și toate simțurile noastre influențează asupra conversiei. Și atunci când omul face 865, o pus o fotcă din Google cu o cvartiră, prosta fotcă în care știți planimetria.
Și nu sunt vânzări. Dar normal, ai pus o fotă care doar planimetriile între ele nu se deosebesc. Nu, ori tu o faci în design, ori eu o fac. Ele sunt niște pericaroci în perioada asta. Cum să fie conversie? Fix așa în frumusețe, fix așa în cosmetică. Eu la universitate anul trecut, când eram anul întâi, la un curs de... Dacă eu nu greșesc, am fost la cursul de brand management, dacă nu greșesc. Noi ne-a arătat că deci compania Volvo, când a lansat o mașină, cred vreo 2-3 ani în urmă, a făcut publicitatea care vizual, acolo era un fel de desen, desenat de pictori. Doar că fiecare țară în care a fost lansată mașina asta, această imagine era diferită. Au fost țări în care imaginea unde era mama, tata, copilul. Au fost țări unde pe imagine erau doi tineri care se îmbrățișau lângă mașina asta. Au fost țări unde era cumva foarte, foarte atins comunitatea LGBT. Acolo respectiv era cuplu așa. Au fost țări unde au pus ca cuplu doi bătrâni. Și când am întrebat profesorul, deși eu zic, pentru că ei țintesc fiecare țară cu, chiar adică, pentru țările musulmane, de exemplu, ca Dubai și așa mai departe, publicitatea asta a fost făcută și doamna care era lângă mașină era în hijab. Da. E așa de fain, dar eu nu-mi închipui câtă lume lucrează, sau câte echipe lucrează la așa companie. Doamne. Și atunci când brandurile din Moldova sau către cultura moldovenească, noi luăm foci de astea ideale și le punem în cosmetică, ele nu lucrează din cauza că moldovanul nostru nu crede. Asta da. Cu, înainte lucra o sistemă tare faină, amuia el nu lucrează, la frizerii. La intrare este de Angelina Jolie și Brad Pitt. Ega, întotdeauna păcatele este cu triașchi ideale, cu ciogă și rachetă era, da? Acum, eu se văd de asta, eu zic, iopt, eu încolo nu intru pentru că am văzut plakatul ăsta. Adică, nu te mai știi cu voi, oameni buni, adică... Da. Și dacă îmi se cheamă salon Diana, tot e pe Diana. Nici un pretenție la Diana, dar respectiv, în sensul ăsta, când noi vorbim de publicitate, despre digitalizare, despre totul foarte mult se axează pe analiza clienților. Deci, e un sfat. Voi, dacă deja aveți vânzări, e că ați vândut vă la 2 oameni, la 3 oameni, la 500 de oameni, uitați-vă cine sunt oamenii ăștia. E că uitați-vă cine sunt. Vindeți, dacă vreți să vindeți. Da. E vorba că chiar dacă avem aici printre urmăritori sunt mulți angajați, cu siguranță fiecare angajat se gândește că într-un moment dat el o să fie antreprenor. Da, și... poate vrea să-și dezvolte hobby-ul lui, poate da. Chiar lucrează ca angajat, da. Dar... Da, respectiv, când noi vrem să fim mai eficienți, și să avem conversii. Și apropo, vânzarea nu neapărat îți bani. Vânzarea asta poate să fie click, like, comentariu, completare de formular, vizualizare. E ca noi am vândut la 90 de oameni efirul nostru în care ei își plătesc timpul. Ei plătesc da. Timpul și asta este foarte valoros. Omul live, da, asta e, nu, nici nu are și pași să ascult Talmazan, adică, hai pe Olea, păneată, dar pe Talmazan, nici cum la webinar, nici nu-i băiețelul ăsta, da? Respectiv, de te spun că eu barba nu-i dau jos, că aveți și aici un mișcă, tarapâșca. Respectiv, în termenul ăsta, noi vorbim de audiență și e ca te uiți la audiența ta, ei baza de date și te uiți la audiența ta și cine sunt oamenii tăi. Cine sunt oamenii ăștia care cumpără? Dacă poți să înțelegi de ce au cumpărat la tine, ideal, să dai niște insight-uri foarte curte. Dar da. Un tips pentru copywriting este să spună cei care sunt aici, ca pe urmă să vă spun tipsul. Spuneți-mi, vă rog, mult, cei care pot, care au, care vor ca să le întoarcă în zecit, ca karma să se întoarcă, să vină peste voi și să nu mai puteți. Scrieți în comentariu acum care este cuvântul, fraza cu care se asociază Dumitru Talmazan. Mă scuzați că fură efirul, că ne-am liniștit interesul personal, dar insight-ul este... Din partea ta, nu-i nică da. Că aici... Da. Eu spun Olga, dar acolo se înceapă ta laudă că ție asta se încurci în viață. Respectiv, care este cuvântul, fraza... Pentru cei care poate doar văd acum și poate le-au venit, e că este repede, nu, Talmazan School, spre exemplu, o, super, marketing, hai, dați-ne, urschi. Normal, bă! Bravo!
Marketing, vânzări. Dar Vânzări, e curte, pentru că faci glume. marketing. Ok, teacher. Ok. Facebook. Deci uitați-vă. Dar Să mă spun spune ce eu. e aici. Am dreptul. Olea, olea Te aici a trecut. rog, Afacere smart. Energia. Cu Olga Mar. Da, eu tot asta am vrut să zic. Smart încă ce-o făcut. E, Corina. Asta e mașină m-a făcut. Și cu tine. Eu smit tiel, eu vreau să zic, eu smit tiel. Tabăr de vară de la Creuleni. Eu îți spun aici trecut, o ieșit, eu trebuie mai atent aici. Eu... Acolo CNC era, doamne, splâhne, și azi budu-i proșle, apoi nu mă mai duc acasă azi. Antreprenor, rețea sociale. Ok, deci uitați-vă. Dacă voi să întrebați... Dacă voi să întrebați clienții voștri real cu ce cuvinte se asociază brandul vostru, voi o să puteți să scoateți din asta, minimum din testul vostru, voi puteți scoate trei cuvinte. Primul, asta este marketing. A doilea, legat de instruire. Și au fost parte de deja antreprenoriat, acolo smart, speaking și zona asta. Dar marketingul a sunat mai des. Respectiv, înseamnă că în cap la oameni există reflex pozitiv sau reflex logic de marketing. Și atunci dacă eu un copywriting ca să scriu Dumitru Talmazan, specialist în marketing, ochii tăi să reacționeze. E prost să cluiască la cuvântul ăsta pentru că la majoritatea oamenilor care obraznă găvărea cluiesc la brandul ăsta, se asociază cu marketing. Respectiv, în așa format se poate de făcut testul pe intern, dar încă mai calitativ este testul pe concurență. E că stați cu, sunt diferite chestii. Se poate de comandat un sondaj ca o companie externă să aștepte la intrare și când ies clienții de la concurență, trebuie bună ziua. Nu e ca un sondaj, spuneți-mi, vă rog, mult și să ajungă la două, trei răspunsuri care tu ai nevoie. Pentru că dacă tu poți azi să scoți din audiența ta cine este el, care este motivul de ce el l-a cumpărat de la tine, care este motivul, tu poți să fortifici. Spre exemplu, ca să facem a dat dojne la gazda acestui efir, spuneți-mi, vă rog mult, care este motivul de ce voi o priviți pe Olga Manciu? Pentru că mă cunoaște pe mine. Care e motivul? Fraza. Care e motivul de ce voi o cunoașteți pe Olga Manciu? Pentru că eu ca mentor lui doamna Olga, nu odată am vorbit despre, e ca mușa să spun în site-ul pe direcția ei. Da, Edea, mă știu de ce tu faci asta! Care este vectorul care se asociază, uite, Olga Manciu, o privesc, de ce? Pentru că și dați fraza. Așa e pricolă, nimeni să nu scrie. Nimeni nu scrie, înțeleg. Ok. După mine, știi cum, e greu să scrii după... Așa, sincer, mamă, naturală, experiențele ei, pozitivă, da, curajoasă, sinceritate, omenie, omănos, e că are suflet. Păi de undeva copieți acolo, cred că spuneți. O femeie cu o energie magică, pentru că știi Instagram-ul. A, cum să mănâncă Instagram-ul, știi. Așa, pentru că e sinceră, pozitivă, sinceră, iscrenă. Spune lucruri prin mine. Voi observați un cuvânt care apare acolo? Dumitru Talmazan. Asta e ideea. Are gemeni. Dar și eu am gemeni. Avon. Olea. Iacov, și la mine trecutul la Ivel. Vai, Avon cu CNC-ul sunt întâlnit. Frumoasă. Soare. Super, uitați-vă. Respectiv, dacă Olga, amuia, m-ar asculta, dacă m-ar asculta, iar îți face un fel următor. Deci, faptul că eu îmi dezvolt strategia, de-aia, și nu voi știți că asta nu o face strategic, dacă ar face strategic, ar fi rezultat de zeci de ori mai mult, dar dacă eu mi-aș dezvolta strategia în a fortifica sinceritatea într-un tip de content, și life-urile lui Olga sunt despre asta, sunt despre formatul de sinceritate, formatul de omenie, oameni omănoși îi aduce în life-uri. Respectiv, oamenilor ăsta le place. De ce îi te urmărești? Pentru că ești sincer. De ce îi te urmărești? Pentru că ești natural. De ce îi te urmărești? Pentru că ai curajul să postezi burta post sarcină și ei apreciază momentul ăsta. Adică, asta înseamnă că vectorul care tu l-ai pus în fundament, e corect.
Dacă ieri spune, mai mulți ar apărea acolo, o urmăresc din cauza că Olga scrie pe la Instagram, că a fost numai un om, precis că-i poate stav noi ăsta, Sasha a scris la link. Respectiv, dacă ar scrie vreo 10-20, noi am înțeles cu Olga, tax, dacă oamenii fac asocierea că eu sunt expert în Instagram, znaci sau eu trebuie să fac asta sau să exclud. Adică nu-i trebuie și asociere specialist pe croșetat. Adică odată în viața am croșetat, m-am văzut și de atunci cred că eu pot croșetez. E ca asta înseamnă promovare corectă. În formatul ăsta noi înțelegem ce vrea potențialul nostru client și publicitatea. De aici rezultă, în formatul de 865 sau 946 sau doar 32 femei măritate sau femei din toată Moldova sau cei care cunosc limba engleză sau frecvent călători sau cei care sunt de pe iPhone 12 sau de pe Samsung Note 6. Adică e ca marketingul este despre data. Cât mai mult data voi cunoașteți despre mine, cu atât mai ușor voi mă nimeriți în inimă. Dar nimerirea asta în inimă, asta înseamnă un mesaj vizual, contextual, video, imagine, adresat publicului țintă care rezonează cu acest mesaj. El se regăsește și el zice că eu tot scadânsă, sau eu tot scadânsul, înseamnă că ia smagu, super. Dacă vede o idealnă figură care asta, ne plac reclamele astea, dar ideea m-a fugit apropo de dânsele, iese din avion, părâșă și iese pe urmă pe ploaie părâșă și pe urmă pe vânt părâșă. Asta o ieșit de pe prag până încolo și părul nu stă, dar la tânsa și pe ploaie și pe vânt. Și pe... Adică, și atunci oamenii logici care văd spun, băi, asta e pentru niște care vor crasovci de 300 de lei Nike și el în comentariu scrie original și el zice că da, original. Și el crede. E că cam în direcția asta. Am înțeles. Știi că cu referire la tot ce am vorbit până acum despre client și cum arată el și așa mai departe, dar astăzi am avut o întrebare pentru tine chiar la acest subiect și m-a întrebat cineva, m-a rugat să te întreb de fapt, care este cea mai eficientă metodă de a găsi clienții pe Instagram? Și mi se pare cumva, da, evident că tu ai răspuns la întrebarea asta, da? Destul de evident ai răspuns, dar totuși, de ce oamenii nu fac diferența asta dintre Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, adnaclasnici, adică, de ce la mulți se pare că acolo stau aceiași oameni și care este diferența sau cum o găsim sau cum o înțelegem? Este, pe de o parte, e dreptate și că stau diferit și e dreptate că stau tot aceeași. Diferența e una. Eu, în adnaclasnici, nu sunt eu în Instagram și nu sunt eu în TikTok. Dacă o să întrebați pe soarele meu, Dorina Talmazan, o să vă povestească că eu când vin de la... Azi eu am înregistrat vreo 6 videouri, 2 ceasuri cu Olea, stăm de vorbă, și eu o să vin acasă la ora 10, a să mă așez și a să pornesc TikTok-ul. Și cei ce privesc eu la TikTok să fie random, la văpșie, că știți prostiile astea, bă, blaga s-a închis Hobo House-ul, este, da, acolo o să mai nimerească, că coșurile cineva sparge, pe urmă că îl taie, că îl împinge, că roce, ujasnă. Și Dorina câteodată stă așa și spune, Dima, eu nu înțeleg, oamenii ăștia care cred că tipa tu ești deștept, că tipa content, tu te uiți la un trășac nepanearnă, Dima, și e că eu mă uitam la Hobo House, e aiurie, e spune, eu nu pot. Dar eu deconectam conștientul meu și prostă mă dușim încolo. Eu spun așa, mie îmi place să tupesc acolo. E ca pe un ceasic, prostă potupit, mie nu nujim content, mie nu nujim znanie, eu nu căciu nicăvă vii, dai-te potupit. Respectiv, când într-un adnaclasnic, în mine intră CNC-ul, intră acolo pățănașul de la sat, acolo e blăjinile, acolo e alții de juhă. Când într-un Facebook, eu sunt destul de oficial, în LinkedIn ăsta văpșie rachetă, în Twitter eu scriu în engleză, în Instagram este instantaneu, e ca cum eu, Samuel, imaginați-vă asta în Twitter. Nu, eu unde? Eu sunt alo, acolo e let's speak from my heart. Adică, respectiv fiecare rețea socială are aceiași utilizatori. Sunt unii care n-au tete, da, au 2-3, au Facebook și Instagram-ul precis majoritatea. Unii mai au și YouTube-ul, ei nici nu știu, dar l-au. Unii mai au și adnaclasnici pentru că, da, ei de obicei zic eu am uitat parola. Ei de obicei se rușnează, zic că au adnaclasnici, dar motivează că au uitat parola. Și sunt care mai noi, Clubhouse, TikTok și restul în formatul ăsta. De ce?
audiența nu este diferită, ea consumă diferit. Adică același om consumă de pe Facebook, de pe TikTok, de pe YouTube, de pe Instagram, diferit. Da, pentru că, cum ai spus în webinarul tău, tot despre digitalizare, ultimul webinar pe care, da, la care eu am fost, foarte fain, apropo, webinarul, mi-a plăcut foarte mult, ai spus o chestie așa de fain, că eu m-am prins pe gândul, tocina, într-adevăr, când ai spus despre alegerile prezidențiale și unde toată lumea monitoriza rezultatele. Și sau pe TikTok sau tu intri pe Facebook, pentru că Facebook e cea mai veridică, sau maxim pe Google. Respectiv, noi, asta se cheamă comportamental de consum, jobs to be done, noi alegem, noi suntem ok acum să privim o oră și ceva în live aici, dar unii în Facebook nu o să privească live-ul. Dar unii în TikTok nu o să privească live-ul. Dar unii în YouTube privesc live-ul. Ei se abonează la live. Acolo e altă logică. Acolo tu te abonezi la efir și tu aștepți efirul la eroul tău și el iese în live și tu tot asta. Sau, spre exemplu, cum Nata cu emisiunea, în care în Facebook asta e emisiune în live. Încearcă să facă internetul grăiește în streaming, în stories. Nu, nimeni n-a să uite atâta, pentru că e greu, conținutul e prea complicat. În Instagram totuși trebuie leac mai lifestyle, leac mai vision, leac așa să te fuțe ca oamenii să amețească și zic, oh, stai iamba. Respectiv, în contextul ăsta, ce rețea socială și cum să te promovezi pe Instagram este să înțelegi, pentru utilizatorul tău, Instagram e un cluster de rețele sociale. Unde el se află? Și tot la mine Instagram. Spre exemplu, eu am branduri în care Instagram-ul meu pentru business-ul ăsta, asta e catalog. Cont de curățire a papușilor. Asta pentru mine tu pe catalog. Eu intru, să comand și să mă duc. Mie nu mă interesează și zis-o născut și cu lifestyle-ul lui și de viață, mașină el poartă. Când eu mă duc la un vlogger, mie mă interesează mai mult viața lui, mă interesează mai mult retrăirile lui, sinceritatea lui, mă interesează autenticitatea lui, informația lui. Când eu mă duc la Andy Spitza, eu n-am fost la Andy Spitza la Instagram. Nu e că și aici au fost pe Indispiță Instagram. Toți au fost la Indispiță aici, dar în Instagram nu a intrat. Și am să mă cu șala șrupi părul de cap și să mai fac ca să am like-uri la postare. Dar nu trebuie să faci nimic, pentru că eu n-am nevoie de asta. Tu trebuie să fii acolo. Ca într-o zi, când eu zic, băi, dacă e Indispiță, dă să brunăm ceva. Unde? Într-un în Instagram, pe da, Indispiță. Dar și ori lucrează, dă să mă uit repede, până la și ori. Care grafic? Da. Să afla adresele. Da, sau să văd și eu, poate vă, sau întâmplător a venit un meniu, adică există brandul și brandul trebuie să înțeleagă, pentru mine Instagram-ul e ca, este mai a Zoia, nașa Zoia. Zoia are cont de Instagram, a ea, понятно, dar este mai a Zoia, care ea are prost catalog. Nu, nu îmi trebuie multe, în stories este pricolnă podacea informației, aici e catalogul care este rochea, în care e pricolnă face întâi poza, pe urmă detaliu, pe urmă video, ca după stilistica la modă, AliExpress, tăța ăștia merg pe video content a produselor și da, eu intru acolo și am un simplu rol. Ori cumpăr, ori ies. El n-are nevoie de poză cu bună dimineața, cafeaua, rochie cu cafea, cafeaua cu rochie, eu cu rochie, noi cu rochie. Asta îți faci un contul personal. Deci, dacă vrei lead-uri, vânzări din Instagram, spăsi-se-mi. Instagramul tău este lifestyle, este backstage, este catalog de produse, este ce? Ce este el? Și atunci, dacă tu ai spus, la mine e catalog de produse, întreabă aici 100 de clienți care ți-am spus mai întâi să întrebi. Dar ce așteptați voi de la Instagram? E ca la Olea, e panetnă să aștepte. Dar la noi ce așteptați? Și spui, băi, Nic, și tu stai alea, noi am avut, Talmasan, am fost, strategii trebuie. Nic, nu așteptăm, băi, dă-i în pace. Eu, mașinile le cumpăr pentru că vorbesc cu mătru în saună, nu pentru că am intrat în Instagram. Chiar dacă. Există și vânzări de astea, așa moșa că e foarte important. Există acest customer journey. Când în customer journey este foarte multă lume care conștientizează problema, putem foarte ușor converti și manipula prin marketing preluarea contactului și vânzarea lui. Nu odată Top Shop-ul v-a vândut, chiar dacă voi v-ați promis toată viața că n-ați cumpărat niciodată de Top Shop. Prosta e tu ca o bătut în cap 10 ani de zile și tu într-o zi zici, ladna, adă-o tiugul și ala. Respectiv, tu doar nu așteptai, nu te-ai abonat la Top Shop, dar eu real n-am cumpărat Nutribullet, adică și să vorbim. Da, pentru că nimeni mi-a răhăli cu informația asta și eu zic, ladna, parcă e bun. E bun, ori mi s-a părut că e bun.
În sensul ăsta, dacă sunt oameni care sunt gata, super, dar dacă se adresează la noi un brand, în Moldova nu e atât de popular micropigmentarea sprâncenilor, genilor și toate asta. În Europa, atât acolo, tot ceas. În Moldova este, dar mai puțin. Și atunci eu mai încearcă să explici la o femeie care nu a fost la Italia și nu a văzut ce asta, de ce tu trebuie să tatuiezi buzele, spre exemplu, ca să fii mereu roșii. Tu prosta pui fotcă și spui asta, normal că nu o să reacționezi. E întâi în break, că și sunt nebunit, eu și să tot satul să râde de mine cu buzele tatuate sau și. Adică tu treci contextul acest cultural, cât de mult contează. Și cine nu ți-ar seta reclama, talmazan, zucker, să vină și cu zucker alături, să testezi, n-a sprinească, pentru că Larisa, de la Sărata Galbenă, pentru dânsa e tabu vopsirea buzelor cu tatuaj. Pentru că asta e Vopsi prostituție. tatuaj, asta e păcat. Doamne ferește, mama că nu a văzut pe fratele cu tatuaj, că mână, el prima perioadă, zic el, s-a murdărit la service. Respectiv, și mama a zis că de așa, așa formă, tipa, lup. Așa service tu lucrezi, că la tine lupul ăștia s-a murdărit. Și pe urmă zic că, da, nu-i pentru studiul, zic că nu. O liniștit-o. Deci, normal, normal că noi avem atâția taracani în cap, în care tu nu poți proasta să spui, eu fac cursuri. E ca, eu sunt sigur că jumate din oameni care se află aici, lor le-ar prind ghine. E că eu vorbesc așa conținut și acolo scrie Olga, ești tare frumoasă. Nu e că cum, Corina, cum? E că eu și, hai eu stac de ulei să vorbesc, poate cineva să zică ceva despre mine. Nu, tipa, ia tot content frumos, 7 ani de activitate. BM, MBA, Păi este, o este. Unul e frumos, altul e deștept. Ce mai vrei? BA. Și Ia înțelegi? gata. Fix în momentul ăsta și s-a blocat Instagram. Doamne, asta e nevăzmoșnă. Tu înțelegi? Oi, ladna. În internet promovarea e posibilă. respectiv. Da. Mulțumesc Plăcere. Nu, dacă e frumos, e frumos și zvârghești. Asta da. despre tatuarea buzelor și despre ce înseamnă înțărată galbenă să statuiesc buzelor. Hai, revenim la subiect. Da, de aceea noi când vorbim de performanță, nu este de ajuns doar să faci bus post, 18 sau chiar și 32 femei, e necesar să sec mai adânc. Și dacă tu o să răspunzi la întrebarea, și rețele sociale există? Care este scopul acestor rețele sociale, per general, pentru că fiecare are un caracter despre care noi am vorbit mai recent? Și vrei tu, în raport cu și vreau audiența ta, clienții tăi, clienții la concurenți, e că niște insight-uri turbate îi se fac când noi facem auditul concurenței sau auditul intern la saloanele de frumusețe. Și când motivul de ce voi veniți la noi este că sunteți peste drum. Dar eu crezut că eu am făcut cafea, Julius Mayen, deja de 7 lei și Rafael ca să-i dăm, nu o să-i dăm de asta bucuria, să-i dăm ceva așa evropeiski, ca să creadă că la noi e VIP magazin. El vine că tu ești peste drum. Respectiv, ceea ce trebuie să faci este să te concentrezi pe aria ta. Dar dacă el vine pentru că la tine este meșterul bun, asta e alt motiv. Și în marketing trebuie să folosești asta. Dacă el vine pentru că tu ești imaginea sau vine pentru că nu o găsești în altă parte, înseamnă că asta sunt triggerele care formează strategia. Nu este tipa un sfat care și sfat, băi, duci mai la stânga, mai la dreapta și înainte. Și ajungi încolo. Nepraeta. Marketingul asta este un organism viu care pe spirală evoluează. Și tu trebuie să te adaptezi. Dacă tu ai zastreal acolo că noi înainte, când facem cu 5 dolari, video jumătate de Chișinău, e și azi și Facebook e bani, Da, e ceea ce am făcut 5 ani acum e absolut practic inutil și ceea ce o să lucrez acum, nu o să lucrez încă peste 5 ani. Adevărat. exact. Noi mergem într-o zonă de big data, într-o zonă în care frumusețea marketingului este doar în baza cifrelor. Deci doar cifrele. Dacă voi nu știți, e că dacă voi sunteți om, femei. Nu, cam ușa este doar la tine efirul în Europa, așa să ne banească. Dacă tu ești o persoană, un specialist, care setează publicitate și el azi, nu, spre exemplu, cheltuie vreo 50 de dolari, minim, și el azi nu știe câți oameni au văzut, câți oameni au intrat pe site sau au intrat în mesagerie, câți din cei care au intrat au mers mai departe și câți au cumpărat, atunci tu ai probleme cu marketingul. Mari probleme cu marketingul. Și nu contează cât tu o să te promovezi, dacă tu nu poți scoți minim 3-4 cifre,
este așa un termen LCPQ, câte lead-uri, cu ce conversii le convertesc, adică cu ce conversii din 100 de oameni, cu 10% de conversii, doar 10 oameni au lăsat datele de contact în e-mail, în messenger, orice sursă. Cu cât o cumpărat? Cu 10 lei și o făcut de două ori pe lună. Respectiv, e ca, dacă noi vorbim de marketing, cum să faci? Tu trebuie să-l optimizezi. Nu poți să-l faci odată și acest odată să lucreze continuu. E, fiecare lună și ceva să lucrezi. Azi Instagram-ul, mâine Facebook-ul, poi mâine YouTube-ul, poi mâine influencerii. Mai poi mâine traficul organic, pentru că Google a indexat foarte bine un articol în presă care a fost acolo, care pe blog l-a scris. Și înseamnă că în momentul ăsta la tine optimizarea merge mult, mult mai bine. Deci cei care vor performanțe din Instagram, da, se poate de făcut și doar în Instagram. Există multe afaceri care lucrează doar în Instagram. Și ești Zoia. Da, e doar în Instagram e deja rău. Probabil dacă i-ar diversifica canalele, probabil ar mai ieși încă câțiva clienți care noi, audiență nouă, care consumă diferit în alte platforme. Același influence marketing, același Facebook, același YouTube, vlogging. Spre exemplu, ar face o emisiune despre fashion. În fiecare vineri, 25 de minute, как нужно правильно одеваться. Asta ar da... Așa asta înseamnă că știi cum, eu cred că ea este bine mersi cu contentul. Cu siguranță. Aici afacerile au două probleme când nu fac asta. Prima, lor li destul. A doilea, lor li destul pentru că ei nu se tată în KPI mai important. A, e ca domnul Alexandru. Cum spune Alexandru Bordea, dacă nu ți arde, e ca când ați arde. Atunci... Da, dacă nu arde, apu n-a să frigă. Deși, adică când nu frigi, n-a să întâmple. Până nu are și nu se întâmplă. Cam asta e. Da, adevărat, foarte adevărat. Mulțumim, domnul Alexandru, că ne-ați onorat cu prezența în acest live. Tocmai am avut emoții. Eu mă uit la tine glas, Margaia. Da. Observați tot cum m-am făcut serioasă, deodată m-am stresat, zic, of, Doamne, face. Da, da, de Alexandru cred că precis poate să confirme că majoritatea afacerilor anume în problematica asta pleacă și noi doar îl iubim pe Alexandru Olea, nu? Ai zis da, tipa nu? Tipa eu zic nu știu, zici... Știi cum pentru mine a iubi pe cineva este poniatea răstijimă? Hai să ne băgăm. Nu pot la nunta lui, nu pot eu. Vreau să zic că, e că noi vorbim despre canale de comunicare și despre conversii, de că dacă sunt oameni aici care vor informații un pic mai detaliate, joi Alexandru are un webinar pe tema asta, așa că intrați la dânsul și despre 13 canale de promovare. Asta așa, o inserție publicitară propria inițiativă. Da, uite ce întrebare foarte faină. Ce recomandați? O reclamă de 20 de dolari sau două reclame câte 10 dolari? Asta e poniatie răstijimă, ca pe mine. Pare că depinde ce produs, cât de tare tu ai nevoie de vânzări, cât de tare tu ai nevoie de vizibilitate, pentru și tu faci publicitatea asta, pentru brand awareness sau pentru a incasa ceva bani, lead-uri. E că tu nu știi, tu n-ai studii psihologi. Eu? Ai psihologi nu-s? De ce la mine e că deodată mi-a sărit un răspuns? Tipa, mai gine două blondi odată decât... Nu, ok, am ușa spui că e harassment, că e blond. Nu, de facto, este dar adevărat... Dar o blondi, dar cine una blondă și una... Apoi eu zic, nu știu de ce așa ne-a venit deodată în cap, poate din cauza că soția mea e blondă, nu știu. Respectiv, eu îs pentru o promovare cu un buget mai mare decât promovări mai multe cu buget mai mic. Dacă să luăm o regulă așa, e ca grubu-i sfriez, e ca... De ce? Pentru că există așa termen ca CPM, e ca întrebăm o leacă niște terminologie cam complicată, este cost per 1000 de afișări. Toată publicitatea lucrează pe parametru de cât costă ca platformă să arate la 1000 de oameni. Și, spre exemplu, Moldova, ne imaginăm, costă un dolar. Deci, cu 20 dolari, noi putem să arătăm de 20.000 de ori. Dacă frecvența publicității noastre per om este de 2, așa de obicei că matematica generală e cam așa, înseamnă că noi să arătăm la 10.000 de dolari de 20.000 de ori. Respectiv, când noi arătăm la 10.000 de oameni, este șansă ca unii dintre ei să mai facă shares și mai mult. Adică tu pui un fel de pushing mai puternic. Mai bine să împingă 5 oameni un tractor, 5 oameni și pe urmă 5 oameni, sau deodată 10 oameni. Apoi că cam așa e paralela asta, cu blondele, vă și variantul nepotrivit, cu oameni cu tractorul ideal. Respectiv, mai bine 10 oameni odată să împingă, decât pe rând cât 5 oameni.
Da, e adevărat. Și e foarte, în general, la chestia asta e foarte individual. Îți spun că depinde și de scopul care îl urmărești și pentru ce ți-i trebuie Ia publicitate. uite, doamna domnișoara Droi, comentariu odată. Eu credeam că eu nu-s botezat, dar aici încă e mai echiparat. Ce? Una de 40 sau două de 20? Corect. Eu Nu, ți-am aici varianta cu tractor atpadaie. Luăm varianta prima. Ai, așa. Tatiana, Eu obiți? m-am dezbătut. Zic. Tatiana, care vor să privească pe YouTube, Talmazan School, există webinarul, ultimul video, webinarul nostru pe tema de digitalizare. Tare fain, nou tot mi-a Da, plăcut. Iulie. Speakerul tare. A fost chiar tare, tare fain. Spune-mi, te rog frumos, am înțeles că pe data de 20 dai startul, că atunci la webinar tu ai spus despre asta și Da, poate noi. cineva rezonează informația asta, să vorbim, sperăm că tot și-o trecut o oră. Eu nu fără scop meschin, nu doar pe Sasha să-l promovez, o să-mi permit să ofer oportunitate. Știi, mie îmi place activitatea de marketing, că eu înainte nu puteam să rostesc sau să mă vând. Am făcut un eveniment la Leo Grand, tare frumos eveniment, tare de mult, 900 ceva de oameni au fost, dar m-am lahanit ca de mulți bani, din motiv simplu că la urmă, pur și simplu, am zis mulțumesc. Și n-am vândut. Laurent vinde, dar eu n-am vândut. Respectiv, și mă simțeam comod. Și foarte mulți din antreprenori, foarte mulți din antreprenori au acest feeling. Când ține să te vinzi, el spune, mărșunez, ce spune muie, știi, neudobnă. Știți când e neudobnă și când eu am migrat în zona asta? Când ți-e rușine de produsul tău. Când tu crezi că ți-e rușine de produsul tău. Când tu nu crezi că produsul tău poate să-l salvezi. Deci eu, cu foarte multă îndrăzneală, dacă îmi permiți, o să spun o chestie foarte importantă și o oportunitate pentru toți cei care sunt aici. Odată și așa de tare te iubesc pe tine, noi a să anulăm Lida, precis că nu e în live, pentru că dacă mă aude. Respectiv, care e gândul? Noi am avut un webinar. Da. Foarte mult. Am făcut un program nou. Noi până am avut cursul Facebook Start, Instagram și Masterați. Am înțeles că există informație înainte să înșeci să bagi bani, există ca un teanc de informație ușor complicată, care trebuie să știi toți care au treabă cu pagini de business, Facebook, Instagram și alte rețele, care vor să cheltuie un dolar, au nevoie să înțeleagă. Dar noi suntem acolo corecți, dar noi scoatem de acolo tot ce trebuie, dar am făcut noi o strategie. E că toate sondajele astea, noi avem tabele acolo, avem 60 de videouri, 10 module, peste 20 de fișiere, teme pentru acasă, manager de grup, follow-up-uri în post-curs. Și că noi am făcut așa un curs și la digitalizare noi am oferit oportunitate. Noi din 20 august, acum e peste câteva zile, de Nu. la Când e vineri? De da, vineri. chiar azi câteva zile mai rămas. Da. Noi dăm acces la grupul care deja este înregistrat. Noi am avut o ofertă, cursul costă 99 de euro, noi am dat ofertă până pe 20 august de 49 de euro. Dar, la webinar a fost o ofertă care deja nu a fost valabilă și noi, din respect pentru oameni, am spus că nici n-o să mai dăm niciodată. Dar pentru cei care, e ca Instagram-ul meu, talmazan.md, cei care, nu știu, stapeze, o să tapez eu sau o să tapezi tu, mă ajut să stăpăm Instagram-ul meu, talmazan, da, îl dai tu, da? Mersi. Cei care nu mă urmăresc sau vor să mă urmărească sau vor să beneficieze de un așa program, noi îl dăm la 35 de euro. Pentru toți cei care o să-mi scrie, Dumitru, sunt la Olga, vreau ofertă. Cursul este online, este înregistrat, îl învățați când vreți. Noi am limitat timpul, va fi valabil până la finele anului. Noi am avut cursuri care le-am dat, e, pe jos, atunci ai acces la cursul Facebook Start. Dacă se ridică, mă, statistica, te fac de rușine că jumătate dintre sunt online, nu l-ai trecut. Offline, că... Oh, dar deși eu l-am trecut offline, stai o Dar leacă. noi am dat și online acces. Eu n-am deschis offline, mă scuz, te rog. Eu am verificat înainte să intru în live. Mulțumesc. Respectiv, în jur de vreo 60% din oameni încep, dar nu termină cursul. Da. Deci e foarte complicat pentru că li leși timp și ăla e mai pe urmă. De ce ne-am spus? Dăm pe câteva luni,
Așa. Să-l treci și pe urmă, dacă îți mai ai nevoie, spui că mai vreau o dată să-l trec, îți mai facem acces. Dar e limitat. Deci e la doar 35 de euro ce primesc cei care azi aici sunt. Tunelul de digitalizare a afacerii. Noi vorbim despre, în 10 moduri, ce rețele sociale există și trebuie să faci pe fiecare dintre însele, cum să faci analiza concurenței, cum să faci strategie pe canal, cum să faci content media planul, mood board-ul, cum să faci ce e asta o promovare și promovare există. Noi nu o să intrăm în detaliu cum se setează reclama, dar noi îți vorbim de ce ea trebuie, cum e să faci și ea aduce. Noi facem o introducere, e ca dacă aveți șef și el nu înțelege ce faci tu ca să mamșic, cumpără-i un podară cu un curs, dă-i și spune, uite, videourile au câte 10 minute, nu sunt lungi. Noi le-am ciopărțit special pentru că eu singur nu pot videouri deja lungi de jumătate de oră, o oră de vreme, obosești. Dar 10 minute, pac, 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 în 2-3 săptămâni tu ai trecut videoul plus materiale, tabele gata cu formule. Toate acestea o să fie în format online și avem și în format offline. Dacă este cineva la Chișinău, dacă este cineva la Chișinău. Și nu doar în Moldova, nu? Sau... În Moldova, da, în Moldova mă refer. Pentru că care vor și îi spun, băi, eu offline aș vrea, există posibilitatea să treacă o zi întreagă. Deci noi o zi întreagă stăm și să facem tot momentul ăsta. În română, deci cursul este în română, acei care vin offline primesc și versiunea online. Gen, ei întâi ascultă, pe urmă când vin, noi în practic facem tot. Scopul la final de curs... să vă apreciați. Pe ce rețele sociale noi vrem să știm? Facebook sau pe Instagram? Sau Facebook și Instagram și acolo? Cum să știm? În ce tabele să facem rapoartele? În ce tabele să facem mood board-ul? Și asta mood board? De unde facem research? Cum să facem sondaje? Tabele de sondaje? Deci toate momentele astea, de ce eu zic că să am îndrăzneala? Pentru că asta este o oportunitate extrem de bună. Și nie, nu ne rog voi dacă streșiți, dacă noi totdeauna dăm garanție. Dacă nu vă place, vă întoarcem banii înapoi. Nu pierdeți. Când eram în webinar, tu eu scriu Lidia, deși iarăși eu tot foarte multe informații cunosc și învăț și aici la universitate, toată informația, dar îi scriam lui Lidia, zic, Lidia, hai te rog frumos, trimite și mie tot cursul și să-l am și eu, dar ei ne spune și că hai ca să ne gândim. Zic, mulțumesc! Noi, știi cum în vânzări se răspunde la întrebarea asta? Hai să ne gândim împreună. Hai să ne gândim împreună. Nu, pentru că chiar are o valoare și pentru că, în primul rând, informația cum tu o dai e super ușor de înțeles. În al doilea rând, e un start foarte bun și eu cunosc foarte multă lume care trecând cursurile tale, în sfârșit s-o aranjă. Dar eu sunt jumai premier și eu și mă gândesc, Oli. Eu mă gândesc că noi să-i facem un cadou și să-l înscriem pe Sasha. Sasha meu? El nu vrea, eu nu știu cum el să... El când postează pe Instagram, eu scris, o, în sfârșit, zic, unde, davai, davai, davai! El a zic, tu știți, bazier de mine, să așa. Trebuie să postez, mai des. Da, eu mai degrabă i-aș face cadou ce ăsta lui Sormea, decât... Точно, vine zi lui Sormea. Dima, noi avem de vorbit. Deci 35 de euro pentru cursul. Da, da, pentru publicul tău o să fie valabil doar e ca cât e la tine în live valabil, adică pentru că, iarăși, hai spun așa, până mâine la ora 24 și ne scrie, până mâine azi e marți, da. Merg cu ora 12 noaptea. În privat, mie, Dumitru Talmazan, talmazan.md, puteți să luați pentru cineva, puteți să luați și o să treceți peste o lună, să treceți împreună cu familia, să puteți să vindeți. Ați luat cursul, ați chemat tătă Mahala și v-ați scos banul în aceeași seară. În listă, te rog, serios, vreau pentru sumarea. Da, și aici ține faza că îmi scrieți, eu o să preiau contactul, colegii mei o să vă suni și o să vă dea acces la platformă din 20 în care voi o să puteți să înțelegeți vapșe și cu online-ul ăsta. E cu oamenii care ați treacă cursul ăsta să fie primii absolvenți la cursul ăsta nou, pentru că da, până da. Acum tot altceva, da? Noi în studio, tot frumos, noi ultimele adresări acolo pe teme pentru acasă, e că acum filmez, pentru că cursul e înregistrat, dar sunt homework-uri, nu poți să ne ieși mai departe până nu faci tema pentru acasă. Deci și ele noi puteți nici nu cumpărați, dar noi am înțeles, dacă nu este monitorizare, dacă nu este pas cu pas, nerezultatul vostru e nerezultatul nostru. Respectiv, în faza asta, e, trebuie, este mentor,
care în chat comun, unde voi puneți întrebări, există platforma care are temă, fișiere, temă pentru acasă. Ați făcut temă pentru acasă, ați primit acces, ați primit follow-up. Plus, beneficiați de consultanță o dată în lună în grupuri comune unde voi puteți să veniți gratuit și să fiți parte, spuneți întrebări cu mine în tet-a-tet la nivel de promovare. Dumitru, am o întrebare. Pentru că acest live va fi salvat pe pagina mea și există mare probabilitate că foarte mulți o să-l urmărească mai târziu, cu mult mai târziu, nici mai acar în august, dar tocmai în septembrie sau octombrie. De exemplu, să presupunem că eu sunt o urmăritoare sau un urmăritor de a Olga Imanciu, acest live. E abidna, понятно. Și cursul pe mine atunci a mă coste 99. Dar da. Eu vreau o reducere. Și facem, Dumitru? Dar dacă eu ți-i atunci scriu că eu sunt la Olga Manci, tu ne-ai să-mi faci o mică reducere măcar? Nu. Caroce, mai scurt, prindeți momentul acum, înseamnă că toți cei care urmăriți azi, 20 august. Dacă mă invite la un live și noi îți dăm altă ofertă, poate și nu 35, dar de 36. Ia uite, și 99 e ieftin. Dacă sincer, părerea mea, și 99 e ieftin. Și atâta timp cât voi vreți să investiți în dezvoltarea voastră personală și voi vreți să investiți în ceea ce înseamnă viitorul vostru, atunci 99 de euro asta e zero. Pentru că, de exemplu, noi, Dumitru, nici nu mai zic, pentru că acolo e vorba de cursuri de sute și zeci de mii. Și eu am trecut cel mai scump curs pe care eu l-am trecut, a costat 950 de dolari. 3 luni de instruiri și adică tu investești foarte mulți bani în tine și în ceea ce ești, nu mai vorbesc de universitate și toate investiții. Asta care este, eu pentru cei care se întreabă da, return of investment, că dacă tu faci publicitate sau dacă tu faci postări, să ne imaginăm că jumătate de ani de activitate, dacă tu calculezi timpul tău și tu ai calculat cât costă ora ta și tu ai cheltuit-o ineficient pentru crearea de conținut, plus, ai pus bifa unde nu trebuie și s-a dus 1, 2, 3 dolari, parcă așa la o șagă. Dacă mulțești tot asta la 2, 4, 6, 8, 10 luni, da. Calcule reale din teren, minim iese 2, 3, 500 de euro. Da. Ah. Salut! Eu sunt drăguță acasă și asta era inevitabil. Da, mama de-am stăia un ceas. Cu un nene bărbos cacoita. Respectiv, 2-3-500 de euro care tu îi cheltui, da, tu nu asta pentru că tu nu vezi asta, dar dacă tu ești sincer cu tine, atunci, uite, investiția asta de 35 sau 99 care o să fie, ea îți te ajută ca tu să economisești timp mai puțin. Da. Pur și simplu tai din narghilea vreo două seri și poți să... Dar ne mai vorbim de faptul că făcând corect, un client. Noi avem freelancer, noi avem program Mentor My Business, care costă 6.000 de euro. El a costat 2.000 de euro. El costă 6.000 de euro și noi în 3-4 luni de zile clientul l-a venit de 800, 1.000 de euro, care el poate deja să lucreze azi și scoate banul. Un client poate să scoate investiția pe toate produsele. Eu de obicei adeptul la matematică. Dacă tu e că calculezi că tac, eu dacă lucrez mai puțin cu două ore, dați seama același rezultat sau dacă eu am un rezultat mai bun. Un client pe lună și clientul ne aduce 500 de lei profit, înseamnă că pe an eu fac 5.000 și am economisit încă 1.000, înseamnă că eu vreau 8.000 de lei, am economisit 400 de euro. Smeri de investit 99 de euro pentru ca să câștigi 800 de euro. De ce nu? Dar 35-100%. Așa că scrieți-mi acum pe Talmazan idee și noi mai răspundem mai departe întrebări. Da. Uite, Zina te-a rugat să repeți încă o dată detalii de la curs, cât durează și cât costă. Că a intrat mai târziu. Da, și eu am zis. Cursul este online. El costă 99 de euro. Până pe 20 august el costă 49 de euro. Pentru cei care urmăresc acum live-ul, noi dăm o ofertă de 35 de euro. Dacă îmi scrieți pe talmazan.md, Dumitru, sunt la Olga, vreau ofertă. Cursul este înregistrat. Sunt peste 60 de videouri cu teme pentru acasă, PDF-uri, checklist-uri, un chat de mentenanță și suport și el este în disponibilitate până la finele anului 2021. De genul, voi puteți să-l deschideți din orice colț al țării, de pe telefon,
de pe calculator, puteți să priviți noapte, ziua, când vă este comod, ați făcut tema pentru acasă, vă dat feedback, ați făcut tema pentru acasă, vă dat feedback. Periodic sunt live-uri comune în care în chat-ul vostru o să fie link-ul, ne conectăm împreună și eu încă și vă răspund la întrebări și suport pe direcția asta. Deci aia pentru toți cei care ne scriu, 35 de euro, e că văd deja mesajul. Da, Puiu. Deci aia, oferta dată, noi totuși ultima perioadă, poate noi suntem așa rut, știi cum e, că tu mă rog și eu nu prea dar noi am înțeles ca să nu uite, există oameni care cumpără iPhone-ile la intrare noaptea. Ei se cheamă early buyer. Există oameni care cumpără din primul val și există oameni care cumpără peste un an, doi. Trebuie să fie un pic de diferență. Dacă tu, Amuia, ai înțeles fișca, Amuia, ai înțeles momentul, înseamnă că tu azi o să implementezi și trebuie să fii cu trei pași înainte și să ai un retorn în investment mai mare decât să facă. Așa că feel free, minim să dați un follow, puteți să scrieți în privat tot ce crezi despre Olga, eu să spun la nimeni. Virginia, este, dacă îmi scrieți, Dumitru, ce grill aveți, noi în general avem cursul Facebook Start, despre ce să postezi în Facebook, cum se face boost postul, cum se setează Facebook, este cursul de Instagram, care apropo acum la noi se pornește, care este despre tot ce ține de publicitate, comunicarea patru-dimensională, feed, stories, live, HTV, în Instagram, și există cursul avansat de o lună de zile despre publicitate. Acolo e despre business manager, pixele, audiențe, despre tot. Și iată, acum am creat un produs pre-introductiv, digitalizarea afacerii, care este pentru toți care au treabă cu care business. Care paritate, în ce parte să o iei și care pasul următor trebuie să-l faci? Adică cel puțin așa am înțeles eu pentru mine. Și uite, a întrebat Adriana dacă există vreo certificare ceva. Adică, noi avem certificarea. Nu este certificarea MBA, dar este certificatul școlii Talmazan School, care oferă și online, vă-l expediem cu ștampilă frumos, semnat de Dumitru Talmazan, Maria voastră, adică cu drag. Am înțeles. Foarte fain. Mai scurt, dragilor, eu vă îndemn să investiți acești bani și timp în dezvoltare. Vă întotdeauna am încurajat oamenii să facă asta, pentru că eu tot fac asta și mi se pare că cel mai frumos lucru când tu toată viața capeți experiență, înveți, investești în tine și în timpul tău și în dezvoltarea ta. Dumitru, eu îți mulțumesc tare frumos pentru live-ul, a fost ca de obicei, foarte vesel, foarte interesant, foarte distractiv, foarte informativ. Da, e agnea dacă sunteți de acord cu Olga. Eu pot să vă spun că este o plăcere să revin periodic aici și să fac share de experiență. Indiferent, o să cumpărați sau nu o să cumpărați, important este să cumpărați, dar cel mai important lucru este că dacă faceți social media, gândiți-vă că în spatele camerei sunt oameni. Comunicați cu ei de parcă ar fi ei reali, de parcă ar fi pe o undă cu voi. Încercați să nu credeți că social media este palacica vrucealocica, acel pam, pam, pam și la mine te-ați oprinit. Pentru că ea ca tăci trebuie asta să faci postări. Nu. Este un complex de acțiuni. Ce-mi dai și v les, tem boi și drov. Cât mai departe plecăm, cu atât mai avansat e elementul ăsta. Și care au început să facă postări, să facă instruiri, să facă reclame 5 ani în urmă, azi lor le ușor să înțeleagă. Dar eu perfect vă înțeleg cum voi n-ați avut treabă și ați venit și acolo, business manager, pixel, CTR, CPM, CPC, CPL, parcă aici Harry Potter a venit la în live. Și respectiv, normal că e greu, e complicat, dar dacă tu vrei să faci business peste un an de zile și nu neapărat business, comunicare online, ca angajat, ca expert, ca consultant, tu trebuie să știi asta, n-ai încotro, tu trebuie să știi. De deci, ce? Unul din pași primi este să-mi scrieți mie și mai departe noi discutăm. În rest, Olguța, ești frumoasă azi, eu sper că eu sunt primul care asta eu ți-am spus, arăți foarte bine, ai grijă de tine, salutări familiei, salutări la toată comunitatea ta și cei care privesc în reluare. V-am pupat, v-am cuprins, faceți marketing corect, iubiți oamenii și nu uitați talmazan.md. Noi! Nu se oprește! Soc cel mare la nuntă! Tac, da, și pentru asta, nu se oprește, măi, apa, au terminat, dar nu se oprește. Pa, Olgica, ai grijă! O seară frumoasă, mulțumesc la toată lumea, aveți grijă de voi și scrieți-i lui Dima. Eu din partea lui Olea Manci, fix ca
cum se face în așa. Dacă aveți întrebări, că văd că mai apar întrebări, când se desfășoară cursul, la ce oră, în ce perioadă zilei, toate întrebările la Dumitru, numai nu uitați cuvintele cheie, cea mai sfântă om de pământ, Olga Manciu, acolo scris în comentarii, când îi scris mesaj, scrieți așa și lucrurile se rezolvă. O să zic că Almazan trebuie și pe mie, la ce de mult vorbește. Strașnic, cu barbă. Și o seară frumoasă, bye! Bye!